tolerat destul, am tolerat destul, nu mai putem, e foarte încet, pe cuvânt, este foarte încet. Timișoara, ne vedem! Au trecut ani. Au trecut ani și viața s-a schimbat. După cum observați, mi-a luat și o nevastă urâtă și cam proastă. Am doi copii cu ea și feresc până mult pe soacra noastră. Timișoara, muzica este ca viața, de exemplu, poți să faci ceva în viață fără coaie, dacă n-ai coaie nu poți să faci nimic, lăsăm futurul, dar așa, Dănuț, el este coaiele formației noastre, uitați de exemplu, cum sună muzica asta fără bas, care sunt coaiele, coițele. După caz, unii au coițe, unii au coaie, alții au... Așa e dacă n-ai coaie. Așa. Și acum dacă ai coaie, ia. Totuși, să nu dăm o importanță prea mare coaielor, pentru că nu poți să fuți dacă n-ai ritm. Adică s-o duci pe fata aia acolo, unde doar câțiva dintre noi pot. Că restul n-au ritm. Adică dacă vrei să fuți ca lumea, sau să trăiești, înlocuiți, când zic fuți, gândiți trăiești. Dacă vrei să fuți ca lumea, trebuie să ai ritm. El este Clopo, el ne ajute să fugem ca lumea, cu ritm. Ok, o să spuneți, bine mă, fuți, ai coaie, dar cum ajungi să fuți? Aia e problema. Creativitatea. Cum poți duci tu pe fetița aia până la toaletă? Mai nou. Am auzit ieri o fază extraordinară. Știți cum se agață mai nou? Unul oprește mașina la stop lângă o gagică, îi zice, dă-ți puțin geamul jos și aruncă un telefon în mașină. Și după aia o sună. Și aia proastă răspunde. Și el zice, alo, pot să vin și eu să-mi iau telefonul? Ghemțui, ghemțui! Dar creativitatea este la celu, la pian! Bun, ok. Ai adus-o în pat. Ești acolo, pe ea, lângă ea. Știi că o să ai coaie și știi că o să ai și ritm. Ai fost creativ, dar ce facem cu... Băieții, adică... Aia care este la creme de la creme. Desert exquisit. Cum vreți. Iar eu